Μάλλον se simte bine aici la umbră. Haide să ne ducem. Filmăm și pentru film și ne dăm și să ne simțim bine și pentru YouTube. Suntem în locul în care n-am mai fost niciodată. Dinu vrea să sară peste asta și când am apropiat s-au ridicat. Tocmai am ajuns într-o zonă nouă. Hai să vedem ce găsim și pe aici. Era închis aici și tocmai era exact așa ca acolo și tocmai ce ne uitam și s-au deschis porțile. Pentru noi special să intrăm înăuntru. S-a deschis nivel nou, ne băgăm? Faci? Filmam ceva și aici. Super tare, bine Dinu. Mi-a plăcut și am făcut eu ceva aici, o să vedeți în film. Tic, tic, tic. Grind și înapoi pe asta. Da. Super locuri, locuri noi. Continuăm. Să mai filmăm ceva. Dacă mai prindem lumină. Mai bine. Nu, tot bine. Da, am uitat să vă zic. Bine ați revenit într-un vlog nou. Vă salut și mai bine. Ne-am luat cu datul până acum și am uitat să deschid vlogul. M-am tuns și cred că o să mai tund o dată. Simțeam nevoia de o mică schimbare. Am stat cu părul lung prea mulți ani. Am zis să vă zic eu asta, cum să facem vloguri. Vorbesc cu oamenii și despre lucruri personale. Vă zic ceva personal. Și acum căutăm încă un loc până nu se întunecă. Să vedem dacă mai găsim ceva. Super frumos până acum, filmam mai multe chestii, super fericit. Ce ziceai din nou? La blocurile alea, nu se mai fericit să spun. Hai să încercăm. Partea am. Wow, uite unde sunt. La blocurile alea. Ne-a dat afară și de aici, ne dă afară de pe sută, dar apucăm să filmăm câte un trick, două și pe aia ne dă afară. Așa e pe stradă. Așa e pe stradă. Țineți minte ce, prin ce tragem ca să filmăm asta. Și fac meseria. Și noi ne facem meseria și ei și fac meseria. Yep, bine Mișu. Nu mă motivez, dar dacă nu bag ceva... Ia zi, unde stăm acum? Tot în Herăstrăuțeni, a trebuit sau a patra zi, nici nu vine să crede. Dar uite-l pe Paul, Paul Ferol. Acum avem alți jucători. Râde de mine că am ratat Sol din prima și a doua încercare și acum am zis să îi dau un pic peste nas. Da, corect. M-a motivat, m-a supra-motivat. Ia să vedem. Trucuri ala Paul. Face mereu 360 așa de gel. Și omul nostru din Călăraș și pe zona aici apare în YouTube. Te pup. Faci ce? Faci un trick? Încerc. Hai să te vedem. Am un nostru din Călăraș, hai să vedem ce face. Bine Mișu. L-a repetat, nu? Că l-a mai făcut o dată și l-a repetat și pe vlog. Și acum a băgat și grep. Ah, frumos. Deci ăsta a fost oficial. Frumos, frumos. Bine. Respect, mamă. Nu-l încurajă. Ah, nu i-a plăcut? Și a treia oară? Hai, băgat. Oh, aleu. Asta e gata. Oh, și River. Da, ăsta a fost cel mai bun clar. Oh!
deci s-au prins avocatul. Și aia s-au prins când au văzut că deja mai i-am uitat cu avocatul. Și acum mica se sune în ore 7-9. Mai sunt câteva în stoc, scrieți-mi. Și să vedem ce fac băieții, că deja din nou a băgat pe bara asta o grămadă de tricuri și n-am filmat nimic. Unul după altul și pentru clip, frumos. Bam. Wow. Wow. Picură, sper să nu plouă. Ar fi minunat să dau băieții și vreau să mă dau și eu. Vreau să filmăm și pe stradă ceva. În parc Ioreta. Sper să nu plouă. Oh! Oh! Dau să acolo, vedeți? Nu vedeți, nu? Au! Unu după altul că... Aaaa! Mamă, că m-ai căzut, nici n-ai atins cu picioarele, cu genunchii. Tare! Și să convine gen. Bine așa. Bam. Hai și o linie. Bine așa, mă. Nu ți l-am filmat. Nu ți l-am filmat, că n-am știut că o să vii. Mergi blan, oricum. Mai faci o dată? Ha, vezi că e ud. Deci băieții se dau și uitați cum e pe jos. Asta e frumos. Al estilo. Și vlogul de astăzi se închide cu mine. Mă duc să livrez un hanorac în skatepark Titan, după care mă duc să mai livrez alte 4 hanorace în skatepark Iore și niște șepci și vă arăt și asta, după care am curs, poate vă arăt ceva de la cursuri, nu știu, am un curs cu Erica, un învățământ de perele și mâine plecăm la Brașov
12-15 august suntem la Brașov, eveniment de cultură, de cultură urbană și sporturi extreme și vrem să filmăm și pe acolo ceva pentru filmul care îl pregătim. Sunteți legende cei care mă susține și vă mulțumesc super mult. Tot respect. Cea mai tare șapcă. Mă simt super bine cu asta. Toate sunt plăcute și de fiecare dată când îmi iau, fac un produs nou, ăla e preferatul meu. Dar le plac pe toate și le mai schimb, vă dați seama că nu pot să le port pe același mereu. Vă mulțumesc mult și vă iubesc și toate cele bune. Celor care, la toată lumea, dar mai în special celor care mă susțin și care cumpără produse ANB, m-a ajutat să continui să fac asta. Și dacă aș avea mai multe produse vândute, aș putea să fac și un concurs, să investesc mai serios în comunitate. Hai, revin cu clipuri din skatepark Titan și skatepark Iure. Mai bine. Să-l porți cu plăcere. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Deci mie hanoracul, ia să vedem, îți place? Asta e hanoracul meu? Tu ce vrei, cu fermoar? Cele două. Nu, e ok. Nu, asta e al tău. Asta e al lui Vladi. Unul din cele două, dacă merge. Era negru, nu-i mutat la regulă. Ok. Să-l porți cu plăcere. Foarte fain. Scuze. Și ce-am adus, ia uite. Asta e de la mine pentru... Tu aveai... Asta e pentru tine, că tu aveai cu modelul ăsta. Da. Oh, da. Să porți cu plăcere. Cu drag. Cu drag. Și ție ți-am adus asta din partea. Tu aveai cu burte roțile, nu? Nu. Da, aveam cu burte roțile. Asta e pentru cine? Să porți cu drag. Mulțumesc. Și să-ți aminte de AMB, da. Și să ai o călătorie frumoasă în Franța. Poate ne vedem în Franța, poate ne vedem pe aici. Da. Mi-a făcut plăcere să ne întrebăm până acum. Au fost momente grele și frumoase și așa, dar așa e în viață, știi ce zic? Mă bucur că ai ajuns la nivelul la care ai ajuns, tot respectul. Și să te dai acolo, să reprezinți, să ne reprezinți. Ce zic? Drum bun, călătorie frumoasă și, nu știu, ai ceva de zis așa de plecare din țară sau de plecare o perioadă sau de sfârșit de, nu știu, se încheie vlogul ăsta azi, se încheie. Da. Ai zis, ai de zis ceva, nu știu. Veniți la mine. Faceți-i, tot respectul, mai bine. Tania, ce zici pentru sfârșit de vlog și sfârșit de... Și plecare în Franța, excursie. Ne vedem data viitoare. Pa, Călin, ce faci? Bine. Cât de bine? Bine, unde este tricoul? Unde ce? A, tricoul tale, da, chiar, bravo. Tricoul tale sunt... unde sunt tricoul lui Călin? Uite-le, Călin, aici. Să le porți cu plăcere. Da, e sfârșitul unui vlog. Hai! Hai să te văd! Și după aia o mare Misty? În partea aia? Hai, vin după tine! Nu uitați să vă abonați la canalul meu, să distribuiți, am uitat să vă mai zic asta, dar e important. E super important. Și hai să vedem dacă este Misty Trip. Frumos! Abonați-vă la canalul meu și super tare, Vladi, din prima, frumos, bate aici. Respect, bravo, tot așa, să te ții de role și să duci drumul mai departe. Respect, mai bine. Haide, să porți tricou cu plăcere, nou tricou. Mulțumesc! Ăla e. Vă mulțumesc frumos că v-ați uitat la vlogul meu. Mâine plecăm la Brașov, suntem la Brașov 12-15 august, dacă vreți ne vedem acolo la Urbaniada. Și continuăm, vedem ce filmăm pe acolo. Cam asta a fost. Abonați-vă la vlogul meu și să ne vedem cu mine. Pace! Plăcere! Să le porți și îți mulțumesc pentru susținere și... Să le porți cu plăcere! Să fie cu cea mai mare plăcere să fie. Și dacă nu... Da, super bine. Salut. Salut și accesare noi. Vă mulțumim celor care susțin, mulțumim celor care s-au abonat la canalul nostru de Instagram și de YouTube, canal de Instagram, la contul nostru de Instagram. Știți pe lui și pe al meu. Știți cine suntem. Venim cu mai mult conținut, pregătim un film. Urmăriți-ne, stați aproape de noi. Uite de asemenea și voi, să fiți alături.
gunoi ca să fac o rimă. Exact. Dacă vreți ceva din ce facem, ce vedeți la noi aici, scrieți-mi și o să apară și la voi. Acestea fiind spuse, Cosmin, Cătălin, închide vlogul ăsta și nu uitați să subscribe, like, tot ce e posibil. Noi suntem fericiți și bucuroși. Enjoy! Da. Vorbeam cu Cătălin, asta după ce am închis vlogul, vorbeam așa, cu camera închisă. Behind the scenes. Vorbeam despre produsele AMB și cât de calitate, calitative sunt, ce preț au, etc. Ceea ce vreau să vă precizez și să se activeze nivelul, de acum încolo, vreau să îi zic și lui că n-am ca să zic, dar am zis mai bine să zic filmat. În primul rând, uite niște sticlere pentru tine. Eu mulțumesc mult, apreciez. Și eu apreciez, mulțumesc. Dar vreau să vă zic că voi practic nu-mi plătiți mie produsele pe care eu le fac, ci plătiți anii care eu i-am în spate și care are ambianța în spate în momentul în care am început până să ajungem aici, știi ce zic? Deci practic... Și energia noastră de a transmite la generația nouă. Exact, și energia băieților care se dau hainele. Dar în primul rând, conceptul ăsta AMB, ambianța, vine din 2003 și până în 2003 eu am avut o carieră sportivă cu rolele și am făcut o grămadă de lucruri și după 2003 am continuat să fac asta. Practic voi când cumpărați produsele, cumpărați un bagaj de ani, de energie și de proiecte pe care îl reprezentăm prin aceste lucruri, aceste activități. Exact. Deci nu dați bani pe un produs pe care îl evaluați în funcție de calitate, da? Îl evaluați în funcție de energia care are în spate. Corect. Adevărat spus. Și bine. Bate aici.